Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem așa cum v-am obișnuit următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Vom face trei etalări ca de obicei. Va trebui să vă alegeți una dintre aceste trei căticele, ok? Să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere împreună cu datele mele de contact și că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Bun, varianta numărul 1, am zis să pun de fiecare dată câte ceva din care să alegeți pentru că spuneți că așa vă place mai mult. Varianta numărul 2 și varianta cu numărul 3. Bun, și haideți să trecem la cei care ați ales prima variantă, varianta cu numărul 1. Ok. Să vedem ce vă așteaptă în următoare 72 de ore, evenimente importante pentru cei care vă uitați la varianta numărul 1. Se pare că aici este vorba despre o foarte mare reușită. În primul rând, vorbim la general și doamne și domni, aici este vorba despre o femeie, doamnele care vă uitați. Este vorba despre o maturizare spirituală, o maturizare din toate punctele de vedere, o reușită foarte mare. Cineva împlinește un ciclu foarte important după 6 ani de zile. E o chestiune mult așteptată, să spunem așa, în legătură cu latura sentimentală, în legătură cu o chestiune care a avut de a face cu o persoană falsă, care ți-a furat 8 ani din viața ta, poate într-o căsnicie falsă sau... ți-a furat persoana iubită, ca să spunem așa, ok, o persoană care a purtat o mască, pentru că văd că femeia asta stă lângă același bărbat, să spunem așa, ori un cuplu, ca să spunem așa, nociv, te-a ținut departe de sufletul tău pereche, de persoana care este menită ție. Având în vedere că avem roșu, este foarte, foarte multă furie și gelozie la mijloc aici. Aici a fost o chestiune de a te ține la distanță de persoana care ți este destinată ție, a te ține în disperare, în lacrimi, poate te-ai despărțit de persoana asta când aveai 32 de ani. Ok? În orice caz să știi că femeia asta îți face foarte multe chestiuni oculte de când aveai 25 de ani din câte văd sau poate chiar de mai devreme, dar tu te-ai despărțit de persoana asta când aveai 32 de ani. Ok? A fost o chestiune care te-a făcut să suferi foarte mult. Din câte văd, este cineva care ți-a purtat foarte multă ranchiună și ură. Poate să fie cineva care să n-aibă legătură cu acest bărbat, poate fi o altă energie sau pur și simplu cineva din partea ta care ți-a dorit foarte mult rău și a vrut ca să-ți distrugă viața. Ce este cert aici este că în următoare 72 de ore se face dreptate, pentru câțiva dintre voi aud ca și mesaj persoana asta nu mai este în viață, ok, dar ceva se dezleagă, se face dreptate. Un bărbat aici se gândește la un divorț, la un partaj din câte văd, ok? Și în timp ce se gândește la acest divorț sau cum să procedeze în această situație, se gândește la o schimbare cu altă energie. Dacă tu ești a treia energie, bărbatul ăsta se gândește la tine, este într-un divorț, este într-un partaj, este într-o separare, vrea să facă o schimbare, poate este într-o altă locație sau o schimbare de job sau se gândește ce să facă pe mai departe în legătură cu ocupația, exact, ce va spune comunitatea, familia acestei persoane în legătură cu acest divorț, dar este cineva care vrea să fie cu tine. Bun, haideți să vedem. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1, evenimente importante. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1, evenimente importante. După o perioadă în care ai fost o persoană foarte izolată și poate nu te-ai simțit bine sau singurătatea te-a făcut să te simți rău, ca să spunem așa, faptul că nu ai socializat sau că a existat un blocaj între tine și o persoană anume, ok? Vreau să spun că acest blocaj și această chestiune s-a întors persoanelor care ți-au făcut asta. Tu ai avut un blocaj în ceea ce ține de dragoste, o legătură de cununii, exact asta este. În legătură cu două persoane care au fost pe destinul tău, doi bărbați din câte văd, sau pur și simplu în legătură cu alegerile tale în dragoste,
exact, o chestiune ascunsă, o dragoste ascunsă, o dușmancă ascunsă, care a fost într-un final înfrântă. Uite aici, diavolul cu 10 de săbi. Este, poate a fost cineva din gemeni, foarte puternic aspect al gemeni, fecioară, taur, capricorn. O persoană care a dorit ca tu să nu ai parte de nimic. Acum ea cum rezonează, poate să fie și un bărbat și o femeie. Pentru alții dintre voi, un fost, ca să spunem așa, sau un bărbat împreună cu o femeie s-a răzbunat pe tine prin lucrurile astea. Ce este cert este că toată asta s-a terminat. Și avem și confirmarea la baza etalării că lucrurile astea s-au terminat și în următoarele 72 de ore dreptatea este de partea ta, le overbex săgetător, rac, ok? Urmează o, să spunem așa, o victorie foarte mare, o reușită foarte mare, o fericire foarte mare, o împlinire. În primul rând, pe aspect financiar, pe faptul că te vei simți o persoană puternică și vei spune, în sfârșit am preluat frâiele, în sfârșit am puterea asupra mea, în sfârșit am înțeles despre ce era vorba, în sfârșit transformarea asta a avut loc în viața mea fără să mișc un deget, universul a luat măsuri și m-a ajutat să ies din această situație. Oricineva aici mai spune, în sfârșit toate gândurile mele practic au prins contur sau adeverit, și anume că eu nu eram o persoană paranoică în legătură cu acest blocaj din viața mea care părea ceva suspect, și anume că pur și simplu nu reușeam să mă leg de nimeni din punct de vedere sentimental. Probabil că alegerea din viața ta acum este între două persoane, ok, care au fost blocate, și anume sortiții tăi, sortitele tale, eu văd doi bărbați, care au fost blocați din punct de vedere energetic, acum vor avea acces la tine și vei primi informații din partea acestor persoane. Ori o persoană anume este blocată care ți-a făcut rău și una este menită și vine către tine. Vreau să vă clarificarea cărților de frumoasă pentru cei de la varianta numărul în următoare 72 de ore. Evenimente importante. Aici a fost o perioadă de tăcere, iar 4 de bâte și eremitul, 4 de bâte și eremitul. Cineva a stat foarte mult în casă, închis aici, blocaj de un nou început. Uite-l, gemeni, ok? Persoana aia care te-a urât foarte tare și s-a făcut toată treaba asta împreună, tot cu o femeie din gemeni, balanță, vărsător. Ok? Uite, eremitul cu regele de bâte, regele de bâte cu eremitul. Regele monede cu 5 de monede. Cineva va pierde foarte tare, ok? Tu vei celebra, mai special dacă ești leu rac, ok? Berbec, vei celebra în următoarele 72 de ore o mare reușită și victorie. În ceea ce ține de roata care se întoarce persoanelor care ți-au făcut rău, persoana asta din gemeni care este teamă pentru că știe ce ți-a făcut, știe cu cine a colaborat. Uite, este un bărbat din gemeni împreună cu o femeie din gemeni. Ori el e gemeni balanță vărsător, dar apar două persoane din gemeni, okay, care ți-au făcut treaba asta. Și uite, iar mi-apare puterea leu cu 10 de monede aici, cu 3 de cupe. Tu, deci totul a fost o chestiune de să spunem așa, poate a fost cineva dintr-un neam mai îndepărtat. Poate a fost cineva care a avut legătură cu familia unui fost de-al tău. Ok? Indiferent cine ar fi fost, persoana asta care a făcut nu mai este în viață. Ok? Ori nu va mai fi în curând. Pentru că din câte văd, persoana asta ți-a blocat drumurile, conștientă fiind, pentru că a fost o femeie, dar este și un bărbat care a pus femeia asta să facă toată treaba asta. Iar tu aici vei avea în următoare 72 de ore din puținul ăsta, și anume din nimicul ăsta pe care tu îl primeai din punct de vedere sentimental sau din partea tuturor din jurul tău, primești totul. Vei primi totul. Și în primul rând că tu vei fi surprinsă. Dar și ceilalți din jurul tău vor fi surprinși, care știu situația ta, de deblocarea care se va petrece în viața ta. Ok? Posibil, iar persoana asta care mai era printre persoanele care ți-au făcut rău să aibă și pești. Pentru că este marea preoteasă spânzurată, o persoană care se ocupă cu lucruri oculte din zodia, pești, mă scuzați. Aici este clar. Clar, cineva spune clar, am înțeles de unde venea confuzia, am înțeles de ce nu exista, uite, s-a terminat blocajul, gata, la revedere. Tu ai scăpat definitiv și văd asta de mult la 72 de ore, că se tot pregătea, uite cu magicianul 4 de cupe și lumea.
8 de cupe, 5 de bute. Tu ai stat mult timp în conflict, mult timp în singurătate, mult timp în izolare, mult timp n-ai înțeles de ce nu se lega nicio relație pentru viața ta. Mult timp n-ai înțeles de ce, pentru că ești o femeie foarte frumoasă, sunteți femei foarte frumoase sau sunteți bărbați foarte frumoși sau aveți toate calitățile necesare, nu înțelegeați de ce nu se leagă nimic pentru viața voastră. Nu înțelegeați de ce persoanele astea nu rămân lângă voi, nu înțelegeați de ce tot timpul persoanele astea se îndepărtează sau se termină subit. Este pentru că voi ați avut ceva foarte urât făcut. Și acum, la timpul divin, totul se termină. Mai vreau să văd o energie. Mai vreau să văd o energie pentru cei de la varianta numărul 1. Următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Uite, adevărul a ieșit la suprafață. Te poți mișca, poți merge mai departe. Toate lacrimile astea, pur și simplu, sunt lacrimi de fericire. Vor fi lacrimi de fericire. Astea sunt lacrimi de fericire pentru ce ofertă vine în fața ta. Astea sunt, sunt un fel de lacrimi de ușurare. Exact. Pentru că turnul ăsta se petrece și anume se termină tot blocajul ăsta. Toată confuzia, toată teama, toată frica. Adevărul este la suprafață. Cineva înțelege într-un final de ce s-au petrecut, de ce a existat acest blocaj atâția ani de zile. 7-8 ani de zile. Cineva o să înțeleagă de ce tot am așteptat atâta. De ce nu s-a mișcat nimic, de ce nu s-a petrecut nimic interesant în viața mea în ultima perioadă de timp. Sau de ce nu am reușit să leg o relație, de ce atâtea opțiuni, de ce din toate opțiunile astea nimic și toate nu. Ori nu mi-a plăcut mie, ori nu le-am plăcut persoanelor ăstora, ori au plecat ele, ori m-am retras eu. Da, asta a fost ideea aici, pentru că foarte mulți dintre voi n-ați înțeles de ce. De ce a existat această piedică? De ce n-a existat o... A fost la un moment dat foarte straniu. De ce nu a venit oferta asta? Pentru că opțiunea ați avut, pentru că de unde alegeți ați avut, să spunem așa. Bun. Mai vreau o clarificare pentru următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Da, e o chestiune de trecut, cineva din pești, deci pe lângă persoanele aia, gemeni pești, ți-a făcut rău și sunt din trecutul tău. Indiferent ce, ca să spunem așa, asociere au avut cu viața ta sau ce, cum au făcut parte din viața ta aceste persoane sau de ce ți-au făcut rău, eu văd foarte mult din răutate, din interes financiar, din invidie pentru lucrurile tale financiare, ok? Tu primești vindecarea din partea divinității și este o vindecare foarte frumoasă. Persoana asta este spirit. Eu am spus acum pentru foarte mulți dintre voi, doar pentru cine rezonează, persoana asta nu mai este în viață. Da. Și aici, cum se termină totul, nu se termină frumos. Este un zbucium, dar am spus lacrimile astea. Probabil că finalul e târâș, e târâș. Adică veți avea o explozie de emoții, de sentimente, de... O readucere aminte de va fi o chestiune care va dura, să spunem așa, poate 5 minute sau 10 minute sau 9 minute, dar va fi o chestie care pune punct și final la tot ce s-a întâmplat. O secundă. Bun. Am spus, totul se termină cu un zbucium sufletesc, dar este necesar pentru a finaliza acest proces. Dar asta în următoarele 72 de ore. Am spus că a fost o chestiune financiară la mijloc, parte o lăcomie între neamuri. Sau... O chestiune de invidie de bani, cineva te-a respins dacă tu ești rău, cineva a vrut să te scoată din ecuație pentru că tu spuneai adevărul tot timpul. Exact. Tu erai o persoană cinstită în familie, tu erai o persoană care spuneai tot timpul adevărul și mai este cineva aici care tu împreună cu o femeie ați muncit foarte mult, poate este sora ta, poate este o persoană dragă ție. Ați muncit foarte mult, ați răzbit foarte mult. Iar persoanele astea te-au urât foarte tare, exact, și au încercat să te țină în izolare și în singurătate ca tu să nu avansezi pentru că știau, uite, lasul de monede cu soarele, știau că tu ai un drum de succes și ești o persoană de succes. Știau că ești o persoană pozitivă și că primești foarte multe oferte. Știau că drumul tău este unul strălucit, știau că ești o persoană ușor de iubit, exact, ești o persoană foarte sufletistă, exact. Și asta a fost și chestia. Uite, am spus că sunteți două persoane. Posibil să fiți două femei din leu.
sau două femei, două surori, ok, nu contează, e foarte, foarte, foarte bune prietene, surori, mamă, fiică, culoas cum rezonează, ok. Persoanele astea care v-au făcut asta a fost o invidie de bani, ok? Amândouă v-ați dezlegat sau amândouă vă dezlegați, ori dacă ești tu cu două, ca să spunem așa, personalități și este vorba despre inteligența ta și iscusința ta și în același timp pasiunea ta și felul că ești o persoană care pune suflet în tot și în toate, ești și pasională, ești și strictă și tăioasă când trebuie, ok? Aici este justiție, clar justiție. Justiție pentru ce s-a întâmplat în copilăria ta. Uh-huh. Din partea a trei persoane care ți-au făcut treaba asta. Minciunile s-au terminat, confuzia s-a încheiat. S-a terminat tot ce ți-a ținut pe loc cândva. Aici este judecat, așa nume, prințul tău pe cal alb, sortitul tău care vine în următoarele 72 de ore, ori dacă tu ești bărbat. În sfârșit reușești, uite, magicianul 7 de săbii și moartea, s-a terminat. Cineva credea că nu o să afli niciodată. Cineva credea că nu o să știi niciodată. Exact. Pur și simplu ai terminat contact cu toată lumea falsă, cu toată lumea care a avut parte din așa, a făcut parte din asta, să spunem așa, avansezi, punând, iubindu-te, ca să spun așa, ai învățat să te iubești pe tine, avansezi, fără teamă, fără frică, fără nimic. În următoarele 72 de ore, spune pa trecutului și luna asta în fecioară, ok? Te-a ajutat și a fost special ca tu să înțelegi că ești suficient de bun sau de bună și să înțelegi că nu era o iluzie ceea ce tu vedeai, simțeai, ok? În legătură cu piedicile din viața ta. Să ducă toată energia necurată, pentru că la voi aici s-a terminat răul. În următoarele 72 de ore mai vreau un pachet de cărți sau dau cu același. Ia să vedem noua relație pentru cei de la varianta numărul în următoarele 72 de ore. Aici am două variante, să știi. Persoana asta care ți-a făcut rău, să știi că îi se întoarce roata și n-are nicio victorie, rămâne acolo. Dacă este trecută în neființă, este judecată pentru faptele ei, îmi pare rău să spun. Noua relație este cumpăratul. În același timp, pentru mulți dintre voi, dacă nu începeți o nouă relație, vă simțiți foarte bine în pielea voastră și există o comunicare foarte pozitivă în următoarele 72 de ore. Cineva care a făcut treburile astea o să aibă claritate că s-au terminat și s-au întors pe persoana respectivă. Exact, pentru că persoanele astea plătesc indiferent, mai sunt aici sau nu mai sunt aici. Următoarea relație pentru cei de la varianta în următoare 72 de ore. Lași în spate toate firimiturile care nu te mai interesează, este cavalerul de cupe. Următoarea relație, cavalerul de cupe. Uite, regele de bute și regina de bute. Este sufletul tău pereche. Ori sufletul tău geamăn, dacă nu te-ai cunoscut niciodată sufletul tău geamăn, el este. Dacă ești femeie, leu, berbec, săgetător, te cuplezi cu un bărbat din leu, berbec, săgetător. Oricum, bărbaș atent, ok? Sau are foarte mult foc. O să vă regele de bute. Poate el s-a despărțit de o a treia energie, regina de cupe, o zodie de apă, ok? De care nu-l mai interesează. Asta era în timp ce tu, ca să spunem așa, poate cunoștea bărbatul ăsta, asta era în timpul în care tu aveai lucrurile alea făcute. Va exista foarte multă pasiune între voi. Cine e regele de bute? Regele de bute e regele de bute. E o persoană foarte pozitivă. 6 de cupe. Ori este mai tânăr decât tine, ori vă cunoașteți de ceva timp. Ori are un copil dintr-o altă relație? De ce mi-apare 6 de cupe la el? E posibil să fi terminat cu un conflict din trecutul lui, ok? Poate s-a certat pentru un copil cu cineva sau poate se ținea legat de trecut sau poate dacă voi v-ați certat în trecut o să vă iertați pentru treaba asta sau se uită, se încheie acel conflict din trecut. De ce ales să fii cu acest rege de bute?
Pentru că te va face fericită de aia. Și îți va aduce foarte multă fericire și ai trecut peste o decepție cu cineva din pești gemeni. Uite tot persoana aia care te-a făcut rău. Pentru că ai lăsat în spate aspectul ăla din viața ta. Ok? Și el de ce cu tine? El vrea să plece la un drum cu tine foarte serios. Vrea să lase un conflict în spate. El de ce vrea o relație cu tine? De ce cu 7 de bute și 6 de monede? Că în toată lumea asta n-a găsit pe nimeni și n-a putut să iubească pe nimeni cum s-a îndrăgostit de tine sau cum te iubește pe tine. Că în toată lumea asta nu a găsit o ofertă atât de serioasă ca a ta. Sau indiferent ce i s-a oferit, nu se compară cu tine. De ce cu asta te cupe și lumea? Exact. Pentru că de când ai plecat tu, leu, viața acestei persoane s-a schimbat. Foarte mult, leu, am văzut la varianta numărul 1. Foarte mult. Ok? De când ai plecat tu din viața acestei persoane, nimic nu are rost. Vreau să clarific și aspectul ăsta. Da, fecioara, uite-o. Fecioară scorpion. Femeia asta care îi se întoarce roata pentru ceea ce ți-a făcut. Okay? Capitolul ăsta și partea asta nici măcar nu trebuie să te mai intereseze. Este o chestiune care doar trebuie să știi că ți s-a făcut dreptate și că ți se face dreptate. Atât. Vreau concluzia pentru cei de la varianta numărul 1. Concluzia. Îndrăgostiții. E posibil ca persoana asta să fie la o distanță de tine în momentul de față. Vrea să facă o schimbare, se gândește să-ți trimită un mesaj, se gândește să vorbească cu tine. Poate este într-o, să spunem așa, într-un drum de lucru sau de muncă sau de a încheia niște contracte. Este o persoană care așteaptă un venit. Este cineva care îți va trimite vești de la distanță. Poate cineva aici posibil să fie închis sau să simte și se gândește la tine sau simte că nu are acces la tine. Poverty e o persoană care are probleme foarte mari, dacă este o persoană care este închisă. Un bărbat aici vrea un copil cu tine, poate este același bărbat care vrea să facă un copil cu tine. În orice caz tu termin, oricum, orice ai alege, termin cu o mare onoare și victorie. Bun, atât am avut pentru cei de la varianta numărul 1, vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, am revenit cu varianta numărul 2. Nu, că trebuie să mai dau o dată, că n-am dat cu trebuie. Am revenit cu varianta numărul 2. Haideți să vedem pentru cei care ați ales cărticica cu numărul 2 ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. Aud aici ca și mesaj toate simptomele tale, toate sentimentele tale negative, supărări, depresii, anxietăți, temeri se vor termina în următoarele 12-24 de ore. Ok? Acțiune intensă din partea divinității către tine. Parcă ți se mânează o scrisoare din partea unui arhanghel sau un înger în care ți se dă eliberarea către fericire. Pare că cartea asta nu este întâmplătoare. E desenul acela neînfricata. Ok. Cam așa ești tu. S-ar putea să fii și zodie de foc, leu, berbec, săgetător sau să ai pe undeva și capricorn, rac, ok? Sau o secundă. Chiar balanță. Neînfricata. Ești o persoană neînfricată în această perioadă. Și pentru asta, exact, steaua, vă poate ești chiar vărsător sau ai și vărsător, dar steaua ta este una norocoasă și ești într-o vindecare. La tine, ca și la varianta numărul 1, cum am spus, începe un nou capitol extraordinar de frumos. Acest capitol este plin de încredere
de sine, ok, încredere în tine, este plin de beneficii și din toate părțile financiare și reușită, ok, indiferent dacă te muți la un alt, într-un alt domeniu sau ești în același domeniu și vrei să crești din punct de vedere financiar, universul te susține în toate punctele de vedere și vei avea porți deschise peste tot. Sau dacă vrei să-ți construiești propria ta afacere sau să-ți deschizi propria ta afacere, vei avea un succes extraordinar. Nu-ți vei mai aduce aminte de perioada asta letargică și bolnăvicioasă sau tăcută sau în care parcă nu era nicio acțiune în viața ta de pauza asta, de trădări, de tot ce s-a întâmplat urât. Nu-ți vei mai aduce aminte, totul rămâne trecutului. Vine cineva către tine, ok? Este un bărbat. Este un bărbat care vine către tine, din câte văd. Nu este unul singur, sunt doi. Telefoanele tale sau telefonul tău va suna în continuu când vine vorba de dragoste. Vei fi uimit sau uimită. Persoane la care nu te mai așteptai să te contacteze, ok? Te vei trezi cu cineva la ușă, din câte văd. Am văzut Taur, poate fi Taur. Ok, primești o ofertă din partea unei instituții și anume ești rugat sau rugat să colaborezi cu firma asta. Poate vor să le promovezi ceva sau le plac serviciile tale, vor să colaboreze cu tine. Pui suflet în ceea ce faci, persoanele astea te respectă pentru munca ta și consideră că munca ta este de calitate, să spunem așa, sau produsele tale sunt de calitate sau ceea ce oferi tu este într-o adevăr, ok? Este ceva palpabil, ok? Ești o persoană sigură pe tine și persoanele astea te apreciază. Ori tu, dacă te uiți și vrei să colaborezi cu cineva, ești foarte impresionat sau impresionată de persoana asta, poate ai o companie destul de mare. Vei fi impresionat următoarele 72 de ore de aptitudine acestei persoane, poate urmărești persoana asta de ceva timp și vrei să colaborezi cu această persoană fără dar și poate, nu mai ai niciun dubiu, ok, în situația asta. Da, poate că cineva aici te roagă să fii, dacă tu ești sau ea viceversa, o persoană aici spune... Poate în privința deschiderii unei afaceri, poate persoana asta vrea să promoveze afacerea sau vrea să fii fafișul, ca să spunem așa, sau să faci parte din deschiderea acestei afaceri. Este o corporație ascunsă, din câte văd, sau o persoană care stă ascunsă. Persoana asta te apreciază sau tu apreciezi persoana asta pentru aptitudinile sau capacitățile spirituale, mai bine spus. Aici e ceva spiritual, ok? E ceva spiritual, turnul. O să plouă afară când o să întâmple treaba asta. Ori o să fie un vânt foarte puternic. Ok? În altă ordine de idei, o să fie un vânt foarte puternic seara când se întâmplă un eveniment care va aduce claritate. Ok? În ceva ce tu nu erai clară, ne raportăm la etalarea varianta numărul 1, înseamnă dezlegarea aceea în care se trage un fulger, vine un fulger din cer, metaforic spus, care rupe această legătură, pentru că acum este momentul, în care 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2, este important. Vis, vei avea un vis foarte important. Uite, iar am văzut regele, regina de săbii, ok? Mm-hmm. Persoanele astea se vor certa foarte tare pe cât de succes ai tu financiar sau cât de mult succes ai tu, ok? Wow! Tu te gândești dacă vrei să-i dai oferta cuiva, vrei să accesi pe cineva în viața ta sau vrei să accepti o ofertă, ți se face o ofertă de muncă sau de dragoste și te gândești dacă să o accepti. Nu ești sigur sau sigură dacă persoana asta merită. Te mai gândești? În următoarele 72 de ore, evenimente importante, clarificarea cărților de pe masă. A treia energie care este Taur, Picioară, Capricorn. Ok, ori o femeie brunetă, pur și simplu. Iar ce să vii?
Să știi că cineva aici din gemeni balanță vărsător este într-un conflict extraordinar de mare. Persoana asta te urăște maxim și nici măcar nu te interesează pentru că i s-a întors roata amândurora. Uite-te și la varianta numărul 1 și am 5 de săbi și aici. Ok? Pentru că tu lucrezi cu sport, pentru că te-ai vindecat, pentru că ai mers mai departe, pentru că de-ai trecut de la 9 de cupe la 10 de cupe atât de simplu, de la fericire și la mai mare fericire și la întemeierea unei familii pe care, de care vei avea parte. Pentru că nici măcar nu ai atenție persoanelor ăstora care te urmăresc și sunt în conflict foarte mare. Uite, mai e și regele de monede, ok? Și mai e și un săgetător care te urmăște. Persoanele astea te urmăresc cu atâta ură. De ce nu-ți pasă de ele? Sau de ce nu-ți mai pasă de ele? Tu ai o afacere de succes. De succes, ok? Și cineva nu înțelege cum faci treaba asta. Și pe tine nici măcar nu te interesează ce spun persoanele astea. Absolut deloc. Au pierdut financiar foarte mult, normal, karma, pentru ceea ce ți-au făcut sau ți-au dorit. Sunt trei persoane. E un bărbat din zodie de pământ, unul din zodie de aer. Este cineva din pește aici și este și o femeie din zodie gemeni, balanță, vărsător. Tu ai încheiat comunicarea cu aceste persoane definitiv. Sunt persoane din trecutul tău. Și aici din start, uite, tu ce alegi? Fericirea și respingi minciuna și falsitatea. Oricine vine către tine și este fals, este ușor de detectat de tine. Da. Orice fel de neseriozitate de genul acesta de persoane, uite aici apac turnul, așteaptă-te sau spune de pe acum pat trecutului pentru că ai un nou început în față extraordinar de frumos. Aici vine probabil mai vine cineva care îi spui nu sau s-a întâmplat deja sau mai vine cineva aici, cineva ți-a făcut un binding sexual cândva și i s-a întors lui. Iar, deci incredibil, iar regele de săbilam de două ori. Da. Cineva își plânge justiția aici pentru ceea ce ți-a făcut. Ca să înțelegi. Nimeni și nimic nu scapă persoanele astea din karma pe care o au de plătit. Tu ești bine în căsuța ta, ești bine în viața ta, ești bine cu acțiunile din viața ta. Trebuie să știi că ți se face dreptate și ți-a făcut și este în mod direct acum dreptatea care ți se face. Chiar dacă persoanele astea nu-ți spun prin ce trec, tu știi în intuiția ta. Uite vindecarea ta și drama lor. Mie sincer să fiu, îmi pare rău de câte ori văd chestiuni de genul ăsta. Pentru că de ce trebuie să faci rău? Și să te trezești, adică de ce trebuie să realizezi mai când plătești că nu era bine să faci rău sau să faci rău cuiva, ok? Asta este întrebarea, dar de aia se numește și lecții pentru că trebuie să învățați. Dacă omul respectiv n-ar ajunge la plată sau pedeapsă, clar niciodată nu s-ar schimba, corect? Corect. Deci asta e clar, din greșeli se învață. Mai vreau să văd o energie pentru că e la varianta numărul 2, următoarele 72 de ore. Conflictul tău mental se termină. Ajungi la un echilibru extraordinar. Tu ai renunțat la niște vicii, posibil ai renunțat la niște vicii în spate, mai multe. Și parcă te întrebi tu pe tine, sau probabil că nici nu te mai întrebi, parcă nu le-am cunoscut niciodată viciile astea. Parcă nu le-am cunoscut niciodată. Știți că vorbeam eu la ce urmează pentru voi, că trebuie să o luați treptat? Sau că va veni la timpul în care trebuie potrivit și veți simți? Iată că a venit momentul și spuneți, cum așa dintr-o dată, puf, dintr-o dată n-am mai simțit nimic pentru lucrul ăsta. Sau nu mai vreau lucrul ăsta. Sau nu mai simt să facă parte din viața mea. Este ca și cum nu mai simt nevoia de, indiferent fiecare știți ce vicii ați avut, ok? Bun, mai vreau o este vorba de mulți bani, bani, reușită pe parte de bani, ai mult de recuperat, câtă piedică ai avut, încă ți-a mers prea bine, dar ce urmează este fantastic, bani, cineva și-a funcționează un automobil aici.
Iar persoana asta care, care plânge pentru ce te-a făcut, ok? Poate este un săgetător, un bărbat foarte rece, care te și urăște, te și iubește, te și place, este fascinat de tine și regretă. Regretă că n-are acces la tine, regretă că s-a terminat aventura dintre voi doi și poate persoana asta n-a putut să ofere ceva mai mult pentru că regele de monede, îndrăgostiții, 10 de bute, poate are pe altcineva în paralel la care i-a fost greu să renunțe din punct de vedere financiar sau pentru că poate era o legătură din punct de vedere financiar acolo, poate persoanele astea împărțeau ceva, era ceva repetitiv sau magicianul curata, manipulare repetate rânduri, ok? Aici tu o să ai o, foarte multe oferte de dragoste, spun din start. Și ceva te privește cu jina aici. Te urmărește de cineva care te urmărește obsesiv. Dacă te-ai cuplat cu altcineva, dacă ești cu altcineva. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la varianta numărul 2, următoare 72 de ore. Moartea. Persoana asta știe că e patrecut, știe că tu înapoi nu te mai uiți, știe că s-a terminat, exact. Știe că știe că ți-ai dat seama de toate jocurile, persoană, ok? Persoana asta știe că ai plâns până la ultima lacrimă și nu mai există nimic. Exact. Iar săgetător. Deci culmea, temperanța și diavolul, înger și demon. Și dragoste și ură, și întuneric și lumină. Ai trecut prin toate astea și ai încheiat Dark Night of the Soul. Partea întunecată a sufletului. Ai, ți-ai făcut munca, gata, ai reușit să ieși din tunel. Ai reușit să atingi apogeul de trezire spirituală. Uite-l aici. Fantastic. Fantastic, dar adevărat și frumos. Și universul te aplaudă pentru asta și este mândru de tine. Este mândru că ai avut răbdare. Ai avut răbdare. Așa, prin tot ce ai trecut, ai avut răbdare să-l lași pe el să-și facă treaba. Ai avut răbdare, te-ai supus, te-ai dus așa cum te-a dus valul, să spunem așa, așa cum te-a direcționat el ca să faci ce trebuie. Ai urmat pașii necesari. Eu mai văd aici eremitul și diavolul. Eremitul ăsta și diavolul, știți ce înseamnă? Dar vă spun și din clar, mi-a mai stat un spirit rău. Ok? Un spirit rău. Un spirit malefic. Cu care o femeie l-a folosit să-ți facă rău. Prin farmece. Prin lucruri oculte. Și s-a terminat. Ok? Este încătușat. Este prins. Trebuie să dai explicații. Femeia aia care nu mai trăiește și este dincolo. Ceva de explicații dincolo cu judecată. Și culmea, știi ce? Spiritul ăsta de dincolo vrea să te ajute să spună, sau a încercat să te ajute să spună, pentru că trebuie să îndrepte lucrurile ca să-și aducă pace în judecata de după. Uite, îți comunică spiritual tot ce ți-a făcut, cât a trăit, cu cine ți-a făcut. Băi, fantastică e talarea asta. Și dezleagă toate legăturile care ți le-a făcut. Cum este vorba aia. Ce se leagă pe pământ, se leagă și în ceruri. Și ce se dezleagă pe pământ, se dezleagă și în ceruri. Ok? Aici, o spiritul care ți-a făcut-o, tot el te dezleagă și tot el te ajută să vezi. Și ți arată și te îndrumă cum să faci. Sau la cine să apelezi. Exact. Și spune, uite, din copilărie. Spiritul ăsta se căiește mult și are o judecată grea dincolo. Pentru ce ți-a făcut. O judecată grea. Iar regele s-a debute. Voi sunteți meniți să fiți împreună. Uh-huh. Dar el este blocat acum. Aici e ceva extraordinar de frumos pentru tine. Este justiția ta. Ia să vedem ce va debloca optul ăsta de stăbii. Oricum se deblochează în următoarea 72 de ore. 12-24 de ore aud la voi. Ce va debloca optul ăsta de stăbii? Ia să vedem. Faptul că se încheie procesul curat pe scorpionul ăsta din trecut, că ai trecut peste. Și atunci tu vei putea să fii cu bărbatul ăsta. Cum se încheie acest proces? Cu victorie, cum se încheie.
Dar cum se dă la o parte regele sau lipsă? Sau cum s-a încheiat? Cum coasă de să obișnuiești să vii? Poate pe undeva pe aici auzi ce am spus eu. Mie mi-așa mi-a apărut acum. Ok? Și de ce va reuși acest deci de puteți să fie cu tine? Pentru că tu ai foarte mulți ghizi spirituali care sunt acum pe lângă el. Și îi spun tot și îl îndrumă și prin intuiție și prin vise și prin vorbe și prin energii și prin toate. Cum va reuși să fie cu tine acest rege de putere? Uite, te respectă, va respecta, se zice de mândrie și rufantul. Ești material de căsătorie pentru bărbatul ăsta. Pentru că îi se acordă justiția acelei balanțe pești, ok? Și pentru că el se trezește, pac, pentru că s-a rupt vreaja care a fost făcută pe tine. Pam, pam, simplu, simplu. Vreau gărțile astea. De când ne auzim aici de foarte mulți ani, ne cunoaștem de ceva timp, tot am urmărit tot cursul ăsta al vostru, a celor care vă uitați, bineînțeles, care ați avut atâtea etape, ok, de foarte multe ori. Bineînțeles că de fiecare dată sunteți alte persoane, sunteți foarte mulți, dar am urmărit fiecare etapă prin care ați trecut și fiecare greutate prin care ați trecut și cât ați așteptat mulți această dezlegare ca să vă puteți trăi viața și eu una sunt mândră de voi. Sunt mândră de voi. Vreau o clarificare pe aceste cărți. Mare victorie. Mare victorie. Divinitatea spune, ai ales bine sau ăsta este noul tău drum. Și fă-l să fie unul de aur. Sau va fi unul de aur. Va sclipi. Va fi plin de glorie și fericire. O mare... Deci, nici măcar nu-ți imaginezi, nici în imaginația ta, ok? Nu ai habar ce vine către tine în materie de dragoste și nu numai. Și nu numai. Secundă. Se deblochează acest top de săvii prin dragoste. Cum se deblochează acest top de săvii? S-a terminat așteptarea cu o ofertă care vine către tine. Uite, vindecarea din partea divinității. Cum cupaș de cupe și steaua. Exact. E posibil să plângi un pic sau să fie exact cum am spus turnul ăla la varianta numărul 9 minute, 5 minute, dar de fericire se deblochează acest om de să vii. Ok? Lecție învățată, gata. S-a terminat. A căzut instituția, persoanele și lucrurile respective care te țineau pe loc. Cu cine vei forma 3 de monede? Cu cine vei forma 3 de monede? Posibil o persoană divorțată sau o persoană care și-a încheiat karma sau o persoană care au probleme cu justiția. Cu cine vei forma 3 de monede? Cineva care nu renunță la tine. Lucrarea are foarte multe să-ți ofere. Are un conflict în viața lui în momentul de față, posibil cu niște lucruri financiare. Regele ăsta de pute, uite-l.
Deci o să formez curajul ăsta de vâte 3 de monede. Pentru că va divorța sau pentru că se va elibera de undeva sau pentru că va termina un loc de muncă sau va încheia o situație cu o familie sau va înțelege că nu mai vrea să jongleze între relația în care este și tine. Se hotărăște să fie doar cu tine, ok? Sunteți pe destin. Poate în momentul de față nu vorbești cu persoana asta. Într-o altă zi, voi poate fi o energie nouă, dar asta să-mi arate viața acestei persoane, ok? Cum este, care este situația acestei persoane când îl cunoști sau ce-ți povestește, prin ce a trecut. Mai vreau să trec cu celălalt pachet de cărți ca să înțeleg. Ce vei forma 3 de monede? Da, uite, tot așa mi-apare. Deci el te-a tratat pe tine ca pe o relație ascunsă, pentru că el a fost însurat sau cu altcineva. Ce vei forma 3 de monede? O tu dacă ești bărbat, cu o altă femeie decât cu cea care ești căsătorit sau în relație acum. Cine vei forma 3 de monede? Cu o persoană care ți este pe destinul tău, împăratul. E posibil să aibă copii dintr-o altă relație cu această femeie. Te urmărește pe site de socializare sau indiferent de ce urmărește persoana asta sau chiar în jurul casei, ok? Sau îți recitește mesajele sau... Ok? Cine e bărbatul ăsta? Cine e bărbatul ăsta? Deci cineva care i-ai spus nu accepte seriozitatea în niciun caz? Nu. Are probleme financiare. Te-a tratat ca pe opțiune pe tine din lovrăve săgetător, femeie. Ok, te-a tratat ca pe o aventură și ați avut doar o aventură. Cine e bărbatul ăsta? Regele de săbii, regele de cupe. Posibil e să-mi apară că este opritor și aici. Care și aici săgetătorul. Și tot ca regele de săbii apare, poate el are și foarte mult aer, ok? Este cineva care a fost rece cald sau poate a fost o persoană foarte dură, este cineva care a încercat să-și controleze sentimentele, o persoană care a mers mai mult pe logică, uite, și-a blocat inima, n-a vrut să-și deschidă sufletul către tine. Cavalerul de cupe și ase de cupe. Iarăși, echilibru, trei de săbii. Cert este că cineva din săgetător suferă după tine. Ești taur săgetător. Pentru că nu știe ce să facă. Și s-a îndrăgostit de tine. Și eu cred că mai e cineva din pești. Lăsând persoana din trecut, mai e altcineva din pești. Care te vrea. Am văzut aici. 9 de pe 3 de cupe. Uite, orice ar fi, persoanele astea renunță la 3 de cupe invers pentru tine. Persoană. Concluzia este că ai de unde alege noi începuturi, ok? Concluzia este că ești împărăteasă acum și respingi orice formă de joacă mentală, orice formă de manipulare, orice formă de neseriozitate, orice formă, orice jumătăți de măsură, firimituri și așa mai departe. Concluzia cu 7 de bute și 2 de pentacole. Concluzia este că cine vrea să aibă trebuie să se lupte pentru tine. Și care este persoana aia va fi o persoană norocoasă. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup. Și haideți să trecem la ultima variantă, varianta numărul 3. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3 pentru cei care ați ales cărticica cu numărul 3. Haideți să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 3, evenimente importante. Tauri, aici sunteți foarte mulți tauri. Fecioare. Gemeni. Izabela, Eugenia, magicianul, ia uite-l. Aici este magie neagră, da, toată splendoarea ei.
Se pare că noi 1, 2 și 3 întotdeauna avem legătură între ele. Trădarea a trei persoane, să spunem așa, unui grup de oameni care au făcut treaba asta, s-a încheiat în frunte cu regina asta de cupera pe Scorpion sau Taur, să mai spunem așa, s-a încheiat. Au fost lacrimi, ca să spunem așa, lacrimile ei pentru ce a făcut, lacrimile ei pentru că a provocat probleme de sănătate cuiva, lacrimile ei și plata pe care o avea pentru ce a făcut, pentru că aici au fost făcute treaba asta pentru ca cineva să aibă probleme de sănătate. Dacă tu ești care te uiți aici așa, treaba asta făcută de asta, ai pățit toată treaba asta. Aici posibil ca cineva să, poate că te simți din nou bine în casa ta, poate ai avut o perioadă în care te-ai simțit rău în casa ta sau femeia asta a fost o femeie care a suferit rău de tot în căsnicia ei și a avut o ură, o răutate pe tine sau poate a fost vorba de o chestiune de eu n-am casă, tu ai casă sau eu n-am bunurile tale, tu ai... Ori persoana asta a știut că bărbatul respectiv care ea este te iubește pe tine sau vrea să fie cu tine și asta ea nu a acceptat pur și simplu. Ori poate fi vorba de o femeie, dacă tu ești bărbat sau ea cum rezonează, poate cineva care, pe care ai lăsat-o, ai părăsit-o și a fost o aventură sau poate chiar e căsnicie, pentru că eu văd că este căsnicie. Cineva care vede că lucrurile nu mai merg și nu mai funcționează între voi sau nu mai funcționează între persoanele astea două, dacă tu ești a treia energie, femeia asta a tot făcut treaba asta dorindu-și să țină pe cineva legat de ea pur și simplu doar dintr-o ambiție, doar pentru a fi o fațadă, să spunem așa. Dar din câte văd aici, nu mai funcționează, s-a terminat. Ea plânge și se întreabă de ce nu funcționează, de ce nu mai funcționează, de ce persoana asta nu mai vrea. E logic pentru că bărbatul ăsta s-a trezit. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru magia a durat 2 ani. Aud. Magia a durat 2 ani pentru alții dintre voi 4. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la varianta numărul 3, următoare 72 de ore. Da, ea a făcut, 3 de cupe a făcut. Că e bărbat, că e femeie, Taur. Ea a făcut farmece și plânge, are lacrimi pentru minciunile pe care le-a spus, are lacrimi pentru confuzia pe care a pus-o, pentru că făcând treaba asta și-a întors rău asupra ei, adică a obligat o căsnicie care nu trebuia să aibă loc, a ținut pe cineva blocat când persoana asta trebuia să fie cu altcineva. Dacă voi sunteți a treia energie și vă uitați, doamnele, femeia asta și-a ținut bărbatul blocat, care nici măcar nu era bărbatul ei, într-o căsnicie sugrumată cu forța, cu lucruri de genul ăsta, ok? Și ea va învăța de greșelile astea că totul i s-a întors asupra ei și nu va rămâne cu bărbatul ăsta. Exact. El tot cu voi va fi. Pentru că aici am mai văzut eu punct de fara 72 de ore, fecioară, Taur, ei fecioară sau Taur, ok? Ea a încercat să-l facă pe el să stea doar cu ea. Ea a avut o decepție că el își explora opțiunile, deci el oricum își explora opțiunile până să te cunoască pe tine sau dacă tu ești bărbat, oricum îți explora opțiunile până să cunoști femeia asta de care este frică soției tale de ea. Ok, uite și aici regina de monede. Deci oricum existau alte opțiuni, oricum bărbatul ăsta nu era fericit, oricum el căuta în altă parte sau oricum așa făcea el, ăsta era felul lui de a fi. Deci, da. Ai cineva o să divorțeze, pentru că, uite, vraja s-a rupt. Pam, pam. Și cineva va plăti cu justiția aici. Pentru că magicianul ăsta s-a făcut insistent. S-a făcut insistent ca bărbatul ăsta să nu poată să fie cu femeia pe care o iubește sau femeia care este menit să fie. Ea a încercat să respingă orice formă de interacțiune între tine ca bărbat și femeia respectivă sau dacă te uiți a treia energie, femeia asta a încercat să respingă orice formă de interacțiune dintre tine și bărbatul ăsta. Cred că ai visat femeia asta.
Pentru câțiva dintre viața ta. Uite, bărbatul ăsta te iubește pe tine. Deci bărbatul ăsta te iubește pe tine. Sau tu iubești femeia asta. Regele, regele și regina de bătăi. Iarăși cum am văzut și la 1, 2 și 3. Că ai visat femeia asta. Ai avut un vis. Ai visat femeia asta cu un copil mic într-un cărucior. Pentru cele care ați avut visul ăsta. Cred că au un copil aceste două persoane. Pentru alte întrebări, e posibil ca această femeie să fi dorit să-l țină cu... Dacă au un copil deja cu încă o sarcină, care din păcate nu va rezista această sarcină sau este o minciună, ori este cu altcineva și totul va fi desconspirat. Bun. Din toate unghiurile, cum aș uita, vraja este ruptă. Nu mai are niciun farmec. Bărbatul ăsta s-a trezit. El este focusat pe lucruri materiale, cum se iasă din pagubă. Ea este blocată, nu mai are acces la el, în sensul că el deja nu mai o vede de niciun fel. El se uită către tine, tu te uiți către un nou început, exact. Veți avea un nou început amândoi. Universul lucrează pentru tine, în secret, acest nou început. Vă veți muta într-o casă împreună. Va fi totul foarte rapid. Totul se va întâmpla foarte rapid. Dacă te cunoști cu bărbatul ăsta, indiferent că ai fost cu el, că n-ai materializat o relație cu el, a fost doar o aventură, ea cum rezonează că s-a căsătorit cu femeia asta după, sau că era deja căsătorit, totul se va derula foarte rapid. Tu te vei cupla cu bărbatul ăsta din nou, el pe tine te vrea, sau practic probabil femeia asta o vrei, nu cea cu care ești acum. O să vă mutați foarte rapid într-o casă. 3 de monede și 4 de bute. El pleacă dintr-o casă. O să-și exprime exact sentimentele ce vrea. El s-a luptat pentru porția lui de fericire și un nou început. Pentru alte dintre voi se vorba de două persoane pentru inima voastră. Regele de monede, o zodie de pământ și o zodie de foc, de apă. E, se va lupta pentru voi un taur, fecioară, capricorn și cineva din rac pești, care se întoarce în trecutul vostru. Aveți două opțiuni care se vor lupta pentru inima voastră. Pe cine alegi? Tu ca femeie, pe cine alegi? Alegi pe cine iubești, am înțeles, lași în spate un om rece, ok, să mai explorezi opțiune, dar pe cine ai patru monede și șase cupe? Cine-i bărbatul pe care alegi, să fii cu el? Pe cineva din pești, wow, pe cineva din pești, deci alegi un bărbat din pești, de ce? Da. Pentru că sunteți suflete pereche, suflete gemeni, pentru că spune că regretă ceva ce s-a întâmplat între voi în trecutul vostru. Pentru că există mai multe variante. Poate să fie energie nouă, poate să fie energie cu care n-ai materializat o relație, dar ideea este pentru că sunteți meniți să fiți împreună. Da, aia. Pur și simplu vine totul de la sine. Atât am avut și pentru cei de la Varianta numărul 3. Acesta a fost video interactiv în această seară. Vă pup și ne vedem la un nou video.